Soluționarea contestațiilor a adus bucuria pe chipul a 35 de absolvenți de liceu Giurgiuveni care au susținut în această lună examenul de bacalaureat, 11 de la Bulintin Vale, 6 de la Tudor Vianu, 5 de la Nicolae Cartojan, 4 de la Ion Maiorescu, 3 de la Hotarele și Mihăilești, respectiv câte unul de la Comana Prundu și seminarul teologic Teoctist Patriarhul. Aceștia au reușit să obțină notele care le-au permis să promoveze examenul maturității. Astfel, după afișarea rezultatelor finale, 695 de candidați din cei 1097 care au susținut examenul în județul Giurgiu au reușit să obțină o medie mai mare sau egală cu 6. Rata de promovare de 63,35% clasează în continuare județul Giurgiu pe antepenultimul loc la nivel național, însă strict pentru promoția curentă, Giurgiu a reușit să depășească Mehedințul după soluționarea contestațiilor, urcând o poziție de pe 40 pe 39 și media națională a crescut de la 76,4% la 78,2% promovabilitate. Cea mai mare rată de promovare a examenului maturității s-a înregistrat și după afișarea rezultatelor finale la Colegiul Național Ion Maiorescu, 94,19% de la 92,4%. 41%. Conform Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, pe tranșe de medii, situația se prezintă astfel. Medii de la 6 la 6,99, 199 de candidați. Medii de la 7 la 7,99, 197 de candidați. Medii de la 8 la 8,99, 170 de candidați. Și medii între 9 și 9,99, 96 de candidați. Cea mai mare medie din județ a rămas 9,91.